Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a sancționat municipiul Cluj-Napoca pentru discriminare în urma unei hotărâri de Consiliu Local care obliga călătorii să aibă o ținută vestimentară curată, iar cei cu îmbrăcăminte murdară care deteriorează mijloacele de transport în comun ar risca o amendă dintre 100 și 200 de lei. Și discutăm mai multe despre acest subiect cu Ceaba Staloș, este președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, în direct alături de noi. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți în direct alături de noi. Bună dimineața! Sărut mâna și bună dimineața telespectatorilor dumneavoastră! Dați-ne, vă rog, detalii despre această decizie a CNCD. Cum ați ajuns la concluzia că municipalitatea a greșit și că a creat, prin decizia de Consiliu Local, discriminare între clujeni? A fost o dezbatere mai lungă în Consiliu. În principiu, nu este vorba de faptul că nu suntem de acord cu protejarea bunurilor publice, mai ales atunci când vorbim de transportul public, dar așa cum a fost formulată această regulă și fără a avea niște garanții în sensul în care ce înțelegem prin murdar, ce înțelegem prin deteriorare, cine aplică această contravenție, cum apreciază dacă are o pregătire sau nu, noi am ajuns la concluzia că poate avea efecte discriminatorii asupra unor grupuri vulnerabile din localitate, în sensul în care ne gândim că sunt grupuri vulnerabile care au o problemă reală în a-și procura sau întreține o vestimentație într-un sens sau altul, ce înseamnă murdar, care gradul de a fi murdar, cum apreciez, și în acest context am ajuns noi la concluzia că o astfel de regulă, dacă nu este foarte precis definită, poate să aibă efecte și poate să rămână la atitudinea subiectivă a celui care este chemat să aplice o astfel de regulă, cum o aplică și cum interpretează. Ca atare putem să ajungem și la o profilare care să atingă mai mult grupurile vulnerabile și inclusiv anumite grupuri etnice. În ce constă sancțiunea pe care ați aplicat-o municipalității din Cluj-Napoca? Este un avertisment. Până la urmă, noi solicităm municipiului Cluj-Napoca să reconsidere această regulă și să identifice alte măsuri sau alte definiții mai exacte prin care își atinge acest scop legitim de a proteja bunurile publice. Deci, practic, dumneavoastră cereți primăriei Cluj-Napoca să revizuiască formularea, exact, să refacă această lege? Să ofere mai mult. Este o hotărâre a Consiliului Local, este o normă locală, să identifice garanții că astfel de măsuri nu aduc atingere și nu discriminează categoriile vulnerabile. Până la urmă, nu este nimic rău să impui o anumită conduită și o anumită atitudine în mijloacele de transport în comun. Absolut. E vorba de civilizație. Deci este un demers justificat, legitim, atunci când protejăm bunurile publice, să avem o conduită atunci când suntem în public, chiar și în mijloacele de transport public. Singurul lucru pe care noi îl solicităm în impunerea acestor reguli, să avem formulări foarte clare și să avem garanții că aceste reguli nu sunt aplicate în mod discriminatoriu față de o categorie vulnerabilă sau alta. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult pentru intervenții și pentru toate aceste explicații. Ceaba Staloș a fost președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.